Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Stau de vorbă cu un cunoscut, un prieten. Vorbim despre sărbătorile de altă dată. Cum erau sărbătorile de altă dată, în special în zona Vâlcea, acolo la bunici? Era mai multă zăpadă, erau alte vremuri. Bun, acum așa anotimpurile s-au schimbat, au fost influențate de industrie, dar pe vremuri zăpada era la... iarna era la ea acasă. Nepoții se adunau de prin toate zonele țării, porcul se tăia, erau ritualurile specifice fiecarei zone și rămâneai cu niște amintiri care nici acum, după ani de zile, nu le uiți. Cum era la tăiatul porcului? Foarte mulți locuiesc în blocuri și nu știu cum e tăiatul porcului. Deci am prins mai multe, odată cu evoluția tăierii porcului, am prins mai multe etape. Prima etapă și cea țărănistă, să zicem așa, era cu porcul înjunghiat, după care se făcea pârlirea porcului, la care participau și copiii cu adusul paielor și punerea pe porc a flăcărilor. Curățarea porcului, copiii fiind, așteptam cu nerăbdare să fie curățat, să fie spălat, ca să primim coada și urechile. Deci pe paiele se puneau pe porcul mort, să nu se gândească cineva. Da, da, după înjunghiere, da, după înjunghiere numai. Ulterior au venit tot felul de sisteme de pârlit porcul, începând de la pârlitoarea cu lemne, pârlitoarele cu butelie, care se mai folosește și astăzi. Dar acum 20, 30, 40 de ani se păstrau tradițiile și erau exact vremurile, acele vremuri de demult cu care mulți probabil își aduc aminte, Oare și tinerii de astăzi vor vorbi despre, peste 30, 40 de ani vor vorbi despre vremurile de astăzi, la fel cum vorbim noi despre copilăria noastră? Unii dintre ei poate o să aibă amintiri, alții probabil se gândesc că se vor gândi în momentul în care vor pune mâna pe un calculator sau pe o tabletă, un telefon, acum 30 de ani ce telefon rău, nașpa, cum se folosește în limbajul lor, aveam. Dar fiecare o să aibă, fiecare generație rămâne cu amintirile sale de la vremea respectivă. Într-adevăr, lucrurile se schimbă, evoluează, trebuie să evoluăm și noi cu ele, dar totuși, ținând cont că este hrană și corelată cu tradiția, tăierea porcului, într-adevăr, nu știu mulți cum se procedează, nu mulți au amintirile mele și altora care au participat la tăierea porcului în stilul tradițional. Deci cine erau participanții la tăiere? Actorii, cum să zicem, și cum se desfășura scenariul? Și care era partea cea mai bună din porc? Cel puțin la noi bunicul era actorul principal. Țin minte că tatăl meu participa numai la partea de după înjunghiere, se băga în casă, dădea drumul tare la muzică, la radio. Nu i-a plăcut niciodată să vadă animale moarte, tăiate, înjunghiate. Radio, ce radio era? Eu de la radio întreb de radio. Radio, nu știu. Radio București. Radio București, probabil că și atunci era TVR1, TVR2 la televizor. Și după ce se înjunghia porcul, ieșea din casă și el participa la fel ca și ceilalți. De obicei se adunau copiii, deci părinții mei, unchii și mătușile, bunicii. Dacă era nevoie, se adunau și de la casele vecine. Erau, unii procedau, aveau măcelar care îl știa satul și preparau cu ei, dar la noi totul se făcea casnic cu cei de casă, ai casei. Și după tăierea porcului, curățarea lui, pârlirea, curățarea lui, noi copii fiind prin zăpadă, căram cu pătură, căram cu furcile, căram paiele și pârleam porcul. Odată bine pârlit, se spăla porcul cu apă caldă și se acoperea cu niște pături speciale, ținute numai pentru porc, așa zis abureală, să se înmoaie șoriciul. Circa 30 de minute și abia trecea acea perioadă, eram toți copiii, toți nepoții, eram grămadă ca să luăm urechile și coada. Bineînțeles, nu toată urechea sau ambele urechi, pentru că mai trebuiau și pentru răcituri, pentru piftii. Bunica și femeile primeau bucățile de carne gata tranșate și începeau să prepare pentru bărbații care participau la tăierea porcului o tocăniță, o ciulama, mai bine spus, carne prăjită în untură,
cu usturoi și cu mămăliguță. Și odată ieșiți din zona de măcelărie, se începea prepararea cârnaților, a cartabosului, a tobei, tăierea bucăților de carne care unele se puneau semicrude, nu mai știu care era rețeta, în garnița cu untură. Și ce bună era mâncarea aia, ce bună era carnea respectivă, dar nu afumată la miros de lemn, nu fum lichid. Da, da. Deci era o încăpere făcută din lemn, construită cu un fel de sertare în care se punea un rumegus, nu știu ce esență de lemn era, și acel rumegus se dădea foc din mijloc și ardea câteva zile și se tot reîmprospăta. Și după aceea ieșeau, se puneau la uscat tot ce însemna afumătură. Gustul este cu totul altul la ceea ce se face acasă, sau se făcea, mai bine spus, pentru că acum cu toate zonele poluate, cred că și gustul s-a schimbat ceva. Când mă gândesc la cârnați sau la carne afumată cu fum lichid, mă gândesc, cum o fi ăla? Nu știu, nu știu. Am citit pe ceva produse. Am mâncat, acum sper să fi fost fum natural, nu fumul lichid. Referitor la cârnați, ani de zile, bunicii mei au, carnea nu se dădea prin mașină de tocat carne. Carnea se toca cu bărdița pe un tocător de lemn și se tăia cu bulețe foarte mici, nu prin mașină de tocat carne. Era un specialist care le făcea așa mici? Da, specialiștii erau tot ai casei, toate rudele participau. Umplerea mațelor, deci construcția cârnațului se făcea tot manual, deci nu se făcea cu mașina, cu toate că exista mașină de așa, dar totul se făcea manual. Uscarea cârnaților se făcea o perioadă de nu știu câte zile, o săptămână sau două, dar camera respectivă unde se uscau era tot timpul sub cheie, pentru că noi copiii nu rezistam să nu dăm iama prin cârnații și bucățile de mușchi la afumate puse la uscat. Da, erau alte vremuri, au rămas amintiri plăcute, erau alte gusturi, am simțit altfel gustul față de gusturile din comerțul de astăzi. Era, să zicem, comerțul socialist. Un fel de... Da, și în comerțul socialist diferea un cârnaț făcut în comerțul socialist față de un cârnaț de casă, tot timpul diferea. Câți nepoți erați? Câți participați atunci la sărbătorile de Crăciun și la tăierea porcului? De obicei, pentru scurtă perioadă, ne adunam 6 nepoți. Dar... 6 din familii diferite? Da, din 3 familii. 6 nepoți, dar pentru perioade scurte, undeva la 3-4 zile. Vacanțele care mie mi-au plăcut tot timpul și le-am făcut 2-3-4 săptămâni, de obicei le făceam în 2 nepoți, prindeam ba pe unul, ba pe altul. Zăpada cum era afară? Să zic albă? Era mare și curată. Nu știu, acum când ninge, nu mi se mai pare așa curată cum mi se părea când eram copil. Era frig, erați înfofolit. Nu conta. Era frig, vă dați seama, eram îmbujorați. Când se mergea la Săniuș, la joacă, veneau părinți sau bunici după noi, ne luau... Cu macii în obraji. Maci, trandafiri, garoafe, toate florile le aveam, numai roșii trebuia să fie, că eram îmbujorați. Și veneau la prânz după noi să ne ia la masă, să ne schimbăm, că eram uzi și înghețați. Seara la fel nu mai intram, nu ne trebuiau săni, cine avea sănie deja era un... Brunșită, bronșolită, antibiotice. Ce sunt alea? Astea sunt bolile care am auzit acum. Deci pe perioada copilăriei am avut bolile copilului, care le ai, eu știu, rujeolă, pojar și așa mai departe. Oi fi avut și bronșită sau probleme cu gâtul, dar tot timpul era lângă o lampă cu gaz, un bidon cu gaz lampant, care bunica ne dădea în gât. Wow! Da, nu era plăcut, dar gazul ăla avea 3 întrebuințări. Una era pentru gât atunci când aveam probleme cu gâtul ca și copii. Și funcționa? Da.
A doua era pentru cei care copii, și în special fetele, dar și pentru băieți. Și a fost valabil și pentru mine, pentru distrugerea păduchilor din podaba capilară și a ouălor acestora. Și a treia, bineînțeles, iluminatul cu lampa. Presupun că toată lumea știe ce înseamnă iluminatul, ce a însemnat iluminatul pe vremuri când nu aveai decât câteva ore lumina. Cum era pe derdeluș? Sanii, sănii, speciale? Cine avea sanii, avea sanii. Se putea numi mai fericit, dar... Cine nu? Se găseau de la bucăți de folie, sacoșe de plastic, de rafie, saci de rafie, chiar și cu pantalonii, nu mai conta. Important e să iei viteză, să te dai, să participi. Deci nu era o regulă, dacă ai sanie, te dai pe dedeluș, dacă nu stai deoparte. Nu, ne loveam, ne pupam după aceea, ne îmbrânceam, erau lovituri cu sanie, ajulituri, mai curgea și sânge, dar toate se terminau cu momente foarte fericite. Colindă, plugușor? Da, se colinda, se mergea și cu plugul. De ani buni în România nu se mai fac colinzile cum se făcea, deci colindatul nu mai este ceea ce era pe vremuri. Colindam atât la bloc, în ora stăteam la bloc, cât și la bunici când eram în vacanța de iarnă. Noi pe atunci primeam și bani, dar la sfârșit deșartam gențile, sacoșele care le aveam cu bomboane, cozonac, deci primeam și cârnași, și nuși, și mere, și cozonac, și plăcinte. Care dintre vecini era cel mai darnic? Nu mă țin minte. Nu, am avut vecini darnici, deci nu, aici nu, chiar nu era o problemă. Pe cine? Pentru că nu ne... colindele care se făceau atunci când se pleca în grup de 3, 4, 5 copii, erau de obicei cântai 2-3 colinde, nu una și lălăită și aia cum se întâmplă la noi. Nu, cântai 3-4 colinde care le știai, le cântai cu intonație frumos. Le cântai frumos, cu respect. Da. Nu era colindatul ca acum alergarea după bani. Deci înainte te duceai, îi băteai la ușă, te primea cu drag în casă. Bineînțeles, stăteai la ușă, erai servit după ce colindai cu cozonac, cu vin, bucăți de cârnați, tot ceea ce era pe masă, mai puțin ciorbă. Vreau să vă spun că la un moment dat cineva a întors un castron cu răcituri, cu piftie, l-a întors într-o pungă și ne-a dat punga cu tot cu... Și să nu spuneți că ați mâncat piftie din pungă. Deci cum am ieșit din scara, eram la bloc atunci, colindam într-un bloc, cum am ieșit din scara blocului respectiv, ne-am pus pe trepte și cu mâna făcută căuș mâncam piftia respectivă, răcitura respectivă. Da. Deci, într-adevăr, eu unul și ca mine probabil sunt mulți, așa cum am mai spus, am avut vacanțe de sărbătorile de iarnă foarte frumoase, nu numai, pentru că am avut și vacanțele de vară, unde mi-au rămas amintirile începând de la... nepoții vecinilor cu care mergeam pe câmp, care cu fiecare cu ce animal avea în curte, până la admirația care am avut-o tot timpul pentru bunica referitor la gătit afară pe lemne. Și trebuie să fii un specialist ca să știi cu ce lemne gătești, să domolești flacăra, când faci o ciorbă, când faci o tocăniță, când faci o prăjitură. Ea se ocupa de preparare sau ea își făcea și focul? De obicei, noi ca și copii sau ca băieți în general sau bunicul, aprindeam focul, după care eram dați la o parte pentru că bunica știa ce lemne, cât de groase, ce esență, că erau vreo 3, 4, 5 esențe acolo și ea știa funcție de ceea ce prepara, cum să-și pregătească. Da, lucruri frumoase. Cu ce concluzie ar fi bine să rămână ascultătorii din discuția noastră? Sunt convins că multora dintre ascultători le-am trezit amintiri frumoase, cei care au trecut prin asemenea scene, între ghilimele, din copilărie. Eu zic că trebuie să trăiască cu amintirile pe care le au, deci întâmplările care le-au avut, amintirile care le-au rămas. Într-adevăr, este bine ca atunci când presupunând că nu ai foarte multe amintiri de genul acesta, îți imaginezi și
practic furi sau copiezi, să zic, amintirile altuia și te pui în postura respectivului, da, este foarte bine, dar totuși este o copie. Deci dacă nu ai fost acolo să simți pe propria piele, să simți, să auzi cu urechile tale, să vezi cu ochii tăi și să simți cu gustul tău, să miroși sau să fii mirosit, deci amintirile sunt amintiri plăcute. Bun, acum că toată lumea avem și amintiri neplăcute, dar eu zic că trebuie să date la o parte și să rămânem cu amintirile plăcute, sărbătorile să ne fericească viața, să fim fericiți. Nu trebuie să uităm ce reprezintă Crăciunul, indiferent că suntem mai mult sau mai puțin credincioși. Trebuie toată lumea să știe că Crăciunul este... simbolizează în primul rând nașterea lui Iisus. Sunteți un om credincios? Crăciunul este despre nașterea lui Iisus, exact cum ați spus. Sunteți credincios? Da. Da. Deci cred în Dumnezeu. Cred că am avut momente în care tot timpul am spus cineva acolo sus mă iubește. Și pe plan profesional și pe plan de sănătate. Nu pot să zic acum că eu sunt unul care am vorbit cu cel de sus, dar eu zic că acolo cineva sus pe toți, cineva ne iubește pe toți și le ordonează în viața, în viața fiecăruia, le ordonează așa cum trebuie. Mulțumesc frumos, stimați ascultători! Am stat de vorbă cu un cunoscut, un prieten, am vorbit despre sărbătorile de altă dată, despre vremurile de altă dată, despre zăpezile de altă dată, despre copilăria celor care sunt. Că acum, între ascultătorii noștri, probabil sunt și copii, dar noi cei care am trecut mai demult prin copilărie ne-am amintit cu drag. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!